Sistemul de sănătate nu întâmpină dificultăți în a gestiona valul de refugiați. Momentan, ucrainenii veniți la noi în țară nu au apelat în număr mare la serviciile medicale din România. Totuși, nu este excusă înmulțirea cazurilor de poliomielită ca urmare a traficului intens de ucraineni. În ceea ce privește sistemul de învățământ, peste 1000 de elevi ucraineni ar urma să fie integrați în școlile românești. Ministrul Sănătății a dat asigurări că sistemul sanitar nu simte presiune ca urmare a valului de refugiați care a intrat în țara noastră. Au fost 107 solicitări la serviciile de ambulanță, 177 de persoane s-au prezentat la unitățile de primiri urgențe și circa 80 de persoane sunt internate în momentul de față în spitalele din România. Autoritățile de sănătate publică sunt în continuă legătură cu inspectoratele județene pentru situații de urgență, pentru a evalua riscul apariției de boli transmisibile. Să poată fi identificate persoanele, mai ales copiii, că dacă au boli transmisibile, nu avem probleme de până în momentul de față în ceea ce privește afecțiuni pentru care suntem alerți, dar nu trebuie să fim exagerați în ceea ce privește posibilitatea de apariția unor cazuri de poliomielită sau de difterie pe teritoriul României. Din aproape 79.000 de refugiați care au rămas în România, 43% dintre ei sunt minori. Dintre aceștia, 24.000 au vârsta de școală. Elevii refugiați pot opta pentru două tipuri de predare, conform programei ucrainene sau pe curriculum românesc. Săptămâna trecută am avut 601 elevi înscriși ca audiențe în școlile din România. În acest moment avem 810 elevi înscriși ca audiențe în școlile din România și mai sunt de procesat încă 330 de cereri, până la 1140. Deci la începutul săptămânii viitoare vom avea 1140 de elevi înscriși în școlile din România pe curriculum românesc, dintr-un total de aproape 34.000. Elevii refugiați care doresc să continue studiile în curriculum ucrainean vor fi susținuți de Ministerul Educației cu echipamente logistice, dar și cu spații în care să-și desfășoare cursurile. Tabletele care le sunt repartizate unora dintre acești copii nu sunt tablete care se iau de la copiii români. Sunt tablete care există în școli, stocuri suplimentare, care n-au fost distribuite pentru că s-au dublat cantitățile. În cel mai scurt timp, Ministrul Educației va propune o bază legală pentru a se putea desfășura orele de curs și în sistem online. Până astăzi, de la declanșarea războiului ruso-ucrainean, au intrat în țara noastră 546.223 de cetățeni ucraineni.